Lăudat să fie Domnul! Astăzi vom privi Scripturi și la noi ca să ne cercetăm din nou în oglinda sfântă la un capitol practic foarte important, mulțumirea. Mulțumirea este un mod de a ne exprima recunoștința și chiar mai mult, o stare de satisfacție, în special în raport cu Dumnezeu. Ținând cont de toate binecuvântările care El le are față de noi, dar și față de oameni, pentru că Dumnezeu ne-a dat diverse haruri, ajutor, prin părinți și toți ceilalți din jurul nostru, din societate. În Psalmul 50, versetul 23, Asaf scria, vorbind din partea Domnului, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Deci iată cum Dumnezeu încuvințează și arată necesitatea mulțumirilor care trebuie să-i se aducă. Aici pe pământ noi înțelegem în parte și împlinim în parte, pentru că încă n-am ajuns desăvârșiți. Dar spune Scriptura în cartea Apocalipsa, capitolul 5 și apoi în capitolul 7, că atunci când îl vom vedea față în față, așa cum este, vom veni cu mulțumiri depline înaintea Lui. Citesc Apocalipsa 7, versetul 12. Și au zis, amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor, amin. Trebuie să se ținem cont că există și jertfe de mulțumire păgâne, adică ofrande idolatre, pe care oamenii necunoscători de Dumnezeu le aduc în închinare în fața diferitelor zeități. Există însă și un mod de raportare ipocrită, fariseică față de Dumnezeu, amintindu-ne de omul care s-a prezentat la templu conform celor spuse de Domnul în Luca 18 și spunea, îți mulțumesc Dumnezeule, eu nu sunt ca ceilalți oameni. Dar el de fapt avea o mulțumire de sine, care n-a fost bine primită înaintea Domnului. De asemenea, între oameni există o mulțumire protocolară care nu se naște din inimă și nu are valoare. Vă citesc din cartea Faptele Apostolilor, unde în capitolul 24, cu ocazia întemnițării și judecării apostolului Pavel, a fost implicat Tertul, care i s-a adresat dregătorului roman, citesc versetul 2 și 3, prealesule Felix, tu nefasă, ne bucurăm de o pace mare și neamul acesta căpătat în bunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale, lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțumita în toată vremea și în tot locul. Nu era adevărat. Cu alte cuvinte, nici el nu credea ce spunea. Evreii n-au fost mulțumiți niciodată de stăpânirea romană. Dar el s-a adresat pentru obținerea unui avantaj, pentru ca să câștige inima dregătorului și să poată duce pe Pavel la Ierusalim să-l judece acolo sau mai degrabă să-l omoare. Să ne gândim de asemenea la profeția apostolului Pavel din 2 Timotei, capitolul 3, când spunea că în vremea din urmă, printre alte stări negative, oamenii vor fi nemulțumitori. Pentru că, în general, nemulțumirea se asociază cu celelalte păcate rele ale societății. Dar, în abordarea acestui subiect, să privim în ansamblu Scripturilor mai întâi la jertfele de mulțumire din Vechiul Testament. Vreau să înțelegem că jertfa de mulțumire a fost o ofrandă bine stabilită, conturată și evreii trebuiau să înțeleagă că după cum este nevoie de jertfă de ispășire,
de o ardere de tot. La fel, jertfa de mulțumire avea locul ei distinct și poziția ei încadrată apoi în peisajul întreg al jertfelor. În cartea Levitic, capitolul 17, scrie, de exemplu, despre felul în care trebuia să se raporteze evreii cu bunurile lor la Dumnezeu. Citesc cuvinte transmise lor prin Moise. De la versetul 1. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și tuturor copiilor lui Israel și spune-le, iată ce a poruncit Domnul. Dacă cineva din casa lui Israel junghe în tabără sau afară din tabără un bou, un miel sau o capră și nu-l aduce la ușa cortului întâlnirii ca să-l aducă dar Domnului înaintea cortului Domnului, sângele acesta va fi pus în socoteală omului acelui, a vărsat sânge. Omul acela va fi nimicit din poporul său. De aceea copiii lui Israel, în loc să-și junghe jertfele pe câmp, trebuie să le aducă la preot înaintea Domnului, la ușa cortului întâlnirii și să le aducă Domnului ca jertfă de mulțumire. Aveau dreptul, scrie în Deuteronom, să mănânce și carne atunci când doreau, dar dacă era vorba de vreo jertfă care avea vreo încărcătură spirituală în derularea ei, ea nu era voie să fie efectuată decât în prezența Domnului la cortul întâlnirii. Pentru ca să fie adusă o parte din jertfa aceea arsă pe altar și totodată sângele să fie vărsat acolo și grăsimea să se ardă înaintea Domnului. Pentru ca din fiecare acel animal, cu partea dată Domnului, familia în cauză să recunoască binecuvântările care le-a primit de la el. Dacă Dumnezeu nu-și lua partea lui din jertfă, omul era socotit vinovat prin faptul că nu recunoștea aportul lui Dumnezeu în bunăstarea sa. Partea ce revenea Domnului era semnul lui de mulțumire, cum că Dumnezeu le-a dat cele necesare. Existau prescripții foarte amănunțite, Levitic capitolul 3, capitolul 7, cum trebuia să fie jertfa de mulțumire, ce fel de animal, cum să se execute întreg procesul ritualic și apoi consumul cărnii. Oricum, li se spunea, vă citesc tot de aici, din capitolul 19, versetul 5, când veți aduce Domnului o jertfă de mulțumire, să o aduceți așa ca să fie primită. Nu oricum. Tot din Levitic, citim din capitolul 6, versetul 12, referitor la relația jertfei de mulțumire cu arderea de tot, jertfa de ispășire, jertfa de laudă. Focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc. În fiecare dimineață preotul să aprindă lemne pe altar, să așeze arderea de tot pe ele și să ardă deasupra grăsimea jertfelor de mulțumire. Deci iată că, după cum arderea de tot trebuia să fie prin mielul de dimineață și de seară o permanență înaintea Domnului, nici mulțumirea trebuia să nu lipsească, zilnică. Mulțumire dimineața, mulțumire seara. Să se ridice spre Dumnezeu ca un respect pentru întreg harul său. Tot din Levitic citim, capitolul 9, versetul 22, unde scrie despre un pachet mai mare de jertfe. Aaron și-a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat. Apoi, după ce i-a adus jertfa de ispășire, arderea de tot și jertfa de mulțumire, s-a pogorât și apoi zice în continuare că un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit jertfa de pe altar. Deci era un act de cult, o lucrare consacrată, jertfa de mulțumire. Mai târziu întâlnim în istoria evreilor prezentată în Vechiul Testament
Israelul un popor educat în mulțumire. Iată ce citesc din Cartea Deuteronom, capitolul 27, și vă rog să vă gândiți că tot ceea ce a făcut Dumnezeu cu noi avea o perspectivă ce ne avea pe noi în vedere. 27:4-7, după ce veți trece Iordanul, să ridicați pe muntele Ebal pietrele acestea pe care vă poruncesc azi să le ridicați și să le tencuiți cu var, acolo să-ți dești un altar Domnului Dumnezeului tău, un altar de pietre peste care să nu treacă fierul. Din pietre întregi să-ți dești altarul Domnului Dumnezeului tău, să aduci pe altarul acesta ardă de tot Domnului Dumnezeului tău, să aduci jertfe de mulțumire și să mănânci acolo și să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău. Și acolo trebuia scrisă legea. În Iosua 8:31 scrie că urmașul lui Moise a îndeplinit această cerință sfântă. Vreau să mai surprind pe scurt două momente din istoria lui Israel. 2 Samuel capitolul 6, cu ocazia aducerii chivotului la Ierusalim pe vremea lui David, versetul 17. După ce au adus chivotul Domnului, l-au pus la locul lui în mijlocul cortului pe care ridicase David pentru chivot. Și David a stat înaintea Domnului, a adus ardere de tot și jertfe de mulțumire. Însă, puțin mai târziu, citim în Cartea 1 Împărați, capitolul 8, pe vremea fiului său Solomon, când a fost construit și apoi consacrat templul de la Ierusalim, versetele 64 în continuare, în ziua aceea împăratul a sfințit mijlocul curții, care este înaintea casei Domnului, căci acolo a adus ardere de tot, darurile de mâncare și grăsimea jertfelor de mulțumire. Pentru că altarul de aramă care era înaintea Domnului era prea mic ca să cuprindă ardere de tot, darurile de mâncare și grăsimea jertfelor de mulțumire. A fost un belșug de ofrande în care mulțumirea a avut locul ei special. Tot din viața acestor doi împărați de seama a evreilor, citesc mai întâi despre David, 2 Samuel 24, un aspect pe care trebuie să-l reținem referitor la mulțumire, pentru că ea nu trebuie să fie doar o expresie sau un pachet de cuvinte. Versetul 25, David a zidit acolo un altar Domnului și a adus ardere de tot și jertfe de mulțumire. Știți că a avut ocazia să primească cadou tot ceea ce a adus înaintea Domnului, dar el a rostit cuvintele din versetul 24, nu voi aduce Domnul Dumnezeu meu ardere de tot care să nu mă coste nimic, pentru că ceea ce dăm Domnului trebuie să știm că este de la El și merită să se întoarcă și din partea noastră cu valoarea corespunzătoare. Rămânând pe aproape, întorc o foaie, două în Scripturi, 1 Împărați 3:15, Solomon la rândul lui, după visul în care a cerut Domnului și Domnul i-a făgăduit un supliment de înțelepciune plus alte haruri, Solomon s-a deșteptat. Acesta a fost visul. Solomon s-a întors la Ierusalim, s-a înfățișat înaintea chivotul legământului Domnului, a adus ardere de tot și jertfe de mulțumire. Deci, orice om, fie un slujitor consacrat, fie vreun om care trebuia intermediat în jertfa lui de către preoți, trebuia să înțeleagă rolul și locul mulțumirii. Aș adăuga prin exemplul regelui Ezechia din Cartea 2 Cronici, capitolul 29-31, că orice om care este într-o bună relație cu Domnul, orice adunare care recunoaște pe Dumnezeu ca suveran și se raportează în mod corect, trebuie să abunde în mulțumire. Unde există o relație bună cu Domnul, trebuie să fie și mulțumire. Vă amintesc că tatălui Ezechia, Ahaz, a încuiat ușile templului. Nu s-a mai făcut slujbă deloc. Dar Ezechia, în cel din tâi an al domniei sale, în cea din tâie zi,
le-a deschis, a făcut curățenie prin leviți, i-a pus în slujbă și scrie aici în 29, versetul 31, Ezechia a luat atunci cuvântul și a zis, acum după ce v-ați sfințit în slujba Domnului, apropiați-vă, aduceți dobitoacele pentru jertfă și aduceți jertfe de mulțumire la casa Domnului. Și adunarea a adus dobitoace pentru jertfă și a adus jertfe de mulțumire, căci toți pe aceștia îi îndemna inima. Tot aici scrie, capitolul 30, versetul 22, Ezechia a vorbit inimii tuturor leviților care arătau o mare pricepere pentru slujba Domnului. 7 zile au mâncat dobitoacele jertfite, aducând jertfe de mulțumire și lăudând pe Domnul Dumnezeu părinților lor. Sau 31:2, Ezechia a așezat din nou cetele preoților și leviților după șirul lor, fiecare după slujbele sale, preoții și leviții pentru ardere de tot și jertfele de mulțumire pentru slujbă, pentru cântări și laude la porții taberei Domnului. Mai întorc două foi în Scriptură să vă arăt că și fiul lui Manase, după ce s-a pocăit, a venit înaintea Domnului cu jertfe de mulțumire. Este corect, este drept să ne raportăm așa înaintea Domnului. Versetul 16. A așezat din nou altarul Domnului, a adus pe el jertfe de mulțumire și de laudă și a poruncit lui Iuda să slujească Domnului, Dumnezeului lui Israel. Evident că Dumnezeu nu era mulțumit doar să-i se aducă jertfă, el le vroia în curăție. De aceea spuneam că jertfa de mulțumire se împletește cu jertfa de ispășire, cu arderea de tot. Dacă nu te dai de tot Domnului și nu e rezolvată problema păcatului tău, Dumnezeu n-are nevoie de mulțumirea ta fariseică. Astfel în Amos 5:22 Dumnezeu a zis, de ce am nevoie eu de laudele voastre, n-am nevoie nici de cântări, nici de viței și nici de jertfele voastre de mulțumire, căci inima nu vă este dată Domnului. Dumnezeu merită respectul nostru, dar în sfințenie. Dumnezeu nu acceptă orice mulțumire, doar așa cum se întâmplă în vremea noastră, orice fel de laudă și închinare, pentru Domnul. Așa au zis evreii în vremea lui Aaron, Exod 32:6. Mâine vom avea o sărbătoare în cinstea Domnului și au adus jertfe de mulțumire și Dumnezeu i-a mâniat foc. Dumnezeu vrea să-i mulțumim, este corect, dar să o facem în sfințenie, amin, și cu o inimă întreagă. După această imagine vechi testamentală, vreau să ne oprim în mod concret la mulțumire, așa cum este văzută ea în mod special în Noul Testament. Citindu-vă mai întâi ce scrie în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 15, conștienți că noi mulțumim, dar cred că trebuie mai mult și mai bine. Iată ce zice apostolul aici. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru. Pentru că harul mare căpătat prin mulți să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. Deci mai multe, pentru că slava lui Dumnezeu este mare. Câteva tipuri de jertfe de mulțumire, forme de mulțumire nou testamental. Cred că cea mai înaltă este rugăciunea, când ne adresăm direct lui Dumnezeu, cel care merită mulțumirea noastră. Fie că mulțumim cu Duhul, cum zice Apostolul, fie că o facem cu mintea. Iată câteva referințe, Efeseni 1:16, pentru că mulțumirea trebuie să cuprindă o parte bună din rugăciunea noastră. Sunt cuvintele Apostolului pentru biserică, pentru credincioși. Nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Ceva de genul, Doamne, îți mulțumesc pentru soț că e credincios, pentru copii și apoi pentru celelalte aspecte ale vieții. Filipeni, capitolul 4, prezintă în mod concret acest principiu, versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Deci, cu alte cuvinte, nu-i voie să cerem ceva fără să și mulțumim. Ba încă, ni se spune în Coloseni, capitolul 4, versetul 2, foarte concret, stăruiți în rugăciuni, vegheați în ea cu mulțumiri. Deci tot mereu rugăciunile noastre să fie îmbibate
în sucul mulțumirilor sau, după cum era în Vechiul Testament, grăsimea să ardă pentru Domnul, mulțumirea. De la Dumnezeu le avem, Lui îi se datorează. Pentru ce a fost, pentru ce urmează, Domnul merită să fie lăudat și slăvit. E ceva foarte important. Și un cuvânt mai solemn, Evrei, capitolul 12, versetul 28 și 29. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Când ne închinăm, să fim cu teamă de Dumnezeu și într-o stare de recunoștință și de mulțumire la adresa Domnului. Apoi, putem să mulțumim Domnului prin cântările noastre. Sunt diferite subiecte sau forme de exprimare în versuri, pe note. Să nu uităm, cântările de mulțumire sau cu mulțumire. În Coloseni, capitolul 3, versetul 16, este un îndemn foarte clar, de care e bine să ținem cont, și cei ce ne conduc la cântări și noi, prin ceea ce cântăm acasă, să nu scăpăm acest subiect. Cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Deci, iată, nu numai cântări de mulțumire, ci cu mulțumire, având o atitudine de apreciere pentru ceea ce Dumnezeu a realizat prin mântuire și toate alte celelalte haruri care ne-a cinstit. Acest verset aș putea spune că este o reluare a celor scrise în Psalmul 147, versetul 7. Vechiul Testament e foarte legat de Noul. E același Duh, același Dumnezeu. 147 cu 7. Cântați Domnului cu mulțumire. Lăudați pe Dumnezeul nostru cu arfă. Și aici sunt enumerate câteva aspecte legate de cosmos, de grija lui Dumnezeu pentru existența noastră și altor făpturi. Apoi, trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim prin cuvintele noastre. Relatări ale minunilor sale, uneori strigăte de mulțumire, lăudat să fie Domnul, Doamne, îți mulțumesc. E ceva potrivit, binevenit înaintea Domnului. Tot în Psalm scrie în 26 cu 7, îmi spăl mâinile nevinovăție și așa înconjor altarul Tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulțumire și să istorisesc toate minunile Tale. Când am făcut ultima dată așa sau ce obișnuim mai degrabă, să mulțumim sau să ne plângem? Spunea cineva, m-am mutat de pe strada cârtitorilor pe strada mulțumitorilor. Și a schimbat atitudinea față de Dumnezeu, într-un mod corect. Tot în Psalm scrie 42 cu versetul 4, mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în frunte ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigăturilor de bucurie și mulțumire. Ce ar trebui să fie la adunare? Printre altele, strigăte de mulțumire. Să binecuvântăm pe Domnul pentru stăpânirea sa în tot cosmosul. Și Noul Testament este aceeași învățătură, Efeseni, capitolul 5, versetul 4, foarte la subiect. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Amin? Citeam despre un frate care relata că a fost atacat odată de un hoț și prădat.
El a notat următoarele. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am fost furat niciodată până anul acesta. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am avut mulți bani la mine când am fost furat. Mulțumesc lui Dumnezeu că am fost numai furat și n-am fost bătut. Și în final zicea, mulțumesc lui Dumnezeu că am fost furat și n-am furat eu. Cum chiar un om furat poate găsi cuvinte de mulțumire? Da, pentru că există întotdeauna o parte de har pentru care se merită să mulțumim lui Dumnezeu. Biblia nu ne cere să mulțumim într-un mod ipocrit pentru ceea ce ni se pare că este un blestem, eventual pentru efectele acelui blestem. Cum zice psalmistul, până ce nu m-ai smerit, Doamne, rătăceam, dar de când m-ai smerit, mi-ai făcut un har și m-ai îndreptat pe calea cea bună. Dar întotdeauna sunt suficiente lucruri pentru care trebuie să mulțumim Domnului. Dar ce este mai important, dincolo de cuvinte melodioase sau mai seci, e starea de mulțumire interioară. Iată ce zice Apostolul Pavel, 1 Timotei, capitolul 6, versetul 6, negreșit. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Să fii mulțumitor. Nu doar așa să ai momente în care să recunoști, ci de-a lungul anilor, zi, noapte, să-ți amintești mereu despre Dumnezeu, bunăvoința Lui. Și în acele momente să-ți întrerupe activitatea cu câte un strigă de mulțumire, când ai ocazia să cânți cu mulțumire, să aduci cuvinte de mulțumire în rugăciune, să spui altora, pentru că sunt suficiente motive de mulțumire. Eu vă amintesc câteva acum. Cel mai puternic, suprem, este mântuirea. Merită să aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru o veșnicie în fericire. Nu ne-ar ajunge toată viața să stăm pe genunchi și să repetăm la nesfârșit, Doamne, îți mulțumesc, te lau și te binecuvintez, că dintr-un păcătos ai făcut un sfânt și nu mai cinsti doar cu un cadou și cu un concediu petrecut în rai. Îmi vei da cu bucurie toată veșnicia. De aceea merită să mulțumim Domnului pentru mântuire. Zice Pavel în Roman, capitolul 6, versetul 17, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, de către cei în cauză, evident, pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Și apoi, cei mai binecuvântat aici, 7:25, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Lui îi datorăm harul de care am avut parte. Și tot referitor la mântuire, mai citesc din Coloseni, capitolul 1, versetul 12, unde apostolul scria, mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Câte mulțumiri trebuie să-i se aducă Domnului pentru lumina și harul vieții care ne așteaptă. Să nu uităm asta. Dacă unor oameni le mulțumim anticipat, asta zic pentru cei care încă nu văd și suferă cu starea de față, de ce n-am mulțumit lui Dumnezeu anticipat pentru ceea ce ne așteaptă sau ne îndoim? Domnul să ne dea credință deplină, însoțită de o nădejde corespunzătoare, pentru ca apoi într-o dragoste profundă să mulțumim lui Dumnezeu pentru mântuirea sa, slăvit să fie Domnul. În al doilea rând, trebuie să mulțumim Domnului pentru purtarea Lui de grijă. Zice Pavel 2 Corinteni 2:14, mulțumiri fie aduse Lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruință. Asta are în vedere atât partea spirituală, cât și partea fizică. Și tot în 2 Corinteni, în capitolul 9, versetul
12, Pavel scria căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acoperă nevoile sfinților, dar este și o pricină de mulțumiri către Dumnezeu. Trebuie să mulțumim pentru pâinea cea de toate zilele. Evreii spun că cine nu se roagă la masă și cine nu mulțumește, fură mâncarea de la Dumnezeu. Pentru că dacă s-ar ruga, ar lua în mod cinstit, iar cere-o și-ar mulțumi. Apostolul scria că Dumnezeu a făcut bucatele să fie luate cu mulțumiri. Numai cele care sunt pe gustul nostru sau toate care sunt hrănitoare? Aici scrie că toate. Pentru toate trebuie să mulțumim Domnului. Zice Pavel în Roman 14:6, unul mănâncă verdețuri, altul carne, să aducă mulțumire și pentru una și pentru cealaltă și să laude pe Domnul. Sau, zice tot Pavel 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 30, dacă mănânc aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulțumesc? Deci fie că mâncați, fie că beți, să faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Să nu uităm să mulțumim Domnului pentru slujirea din biserică. Să mulțumim că Dumnezeu ne-a învrednicit să ne pună într-o slujbă, să mulțumim Domnului pentru frații și surorile din adunare. Sunt adunări care și-ar dori să aibă și ele un cor, fanfară, pentru o înmormântare, să aibă frați proroci, să aibă tineri care să-i viziteze. Noi mulțumim pentru membrii adunării noastre? Sau suntem nemulțumitori? Pavel mulțumea pentru sine și harul ce Domnul i-l-a dat. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 12, mulțumesc lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos, Domnul nostru, care m-a întărit și m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. O mulțumire pentru El, dar și pentru alții mulțumea în 2 Corinteni 1 cu 11 și rugăciunile ce le-au rostit pentru El, care am fost bolnav sau am avut diferite probleme, să mulțumim Domnului pentru câți frați s-au rugat pentru noi. Îmi spunea un prieten de la meu, un frate din Oradea, că într-o zi discuta cu o fată de-a lui, o adolescentă, o copilă. Îi spunea pentru ce se roagă, ea îi spunea pentru ce se roagă și zicea ea, nici într-o seară nu mă culc și nici dimineața nu mă scol fără să amintești pe fratele Iosif ca Domnul să-i dea sănătate. Suror bătrâne, nu le știu eu cu sutele și cu miile care se roagă pentru mine și pentru alții. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru toți aceștia. Avem mare har pentru frații și surorile cu care Domnul ne-a cinstit când a spus că oricine va lăsa, dacă este cazul, pe cineva din familie sau anumite proprietăți materiale, va primi însutit frații și surori și alte bunuri. Lumea aceasta, deși e suprapopulată, să zicem, în raport cu anii trecuți, deși spațiul este pe pământ, suferă de singurătate. Oamenii sunt izolați. Noi avem frați și surori pentru care mulțumim Domnului, slăvit să fie El. În fond, trebuie să mulțumim Dumnezeu pentru toate lucrurile. Că nu-i nimic care să nu poarte avizul și autorizarea bunăvoinței sale. Acestea sunt sfaturi foarte concrete, Efeseni 5:20. Mulțumiți totdeauna, nu doar așa la zile mari, în ocazii speciale. Lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că datorită Lui avem noi multe haruri. 1 Tesaloniceni 5:18, aceeași idee, dar în mod complementar, scrie, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu cere asta, este drept să fie așa. Totuși, uneori suntem ispitiți să nu mulțumim sau să nu înțelegem. Mi-am amintit despre un caz ce l-am auzit și la rândul meu, când un om a sărăcit și a trimis o scrisoare, a zis, către Dumnezeu, nu mai am bani. Și a
motivat el. Când poștașii au sortat scrisorile către Dumnezeu, la cine s-o trimitem? S-a înțeles încă într-o zi cu un alt coleg, hai să o deschidem. Când au citit, au zis, eu fi vreun om necăjit. Cel de pe sector a zis, eu îl cunosc. A pus unul, cum erau banii atunci, 500 de mii, altul 250 de mii, au pus în plic și au scris înapoi, de la Dumnezeu. Poștașul i-a dus plicul și a așteptat să vadă reacția. Și când s-a interesat, știți ce a zis omul? Cred că mi-au trimis 1 milion, dar poștașii ăștia nu se rabdă să nu iei din plic. Noi putem greși foarte ușor, lăsându-ne ispitiți, în loc să mulțumim. Există mai degrabă o tendință de nemulțumire, încercând să vedem partea goală a paharului, că putea să fie mai plin, în loc să bei mulțumitor ceea ce ai. Încredințați, așa cum zice în Evrei 13:5, că Domnul nici de cum nu ne va lăsa și nu ne va părăsi, slăvit să fie Domnul. De aceea să ne ferim de nemulțumire. Uneori anumite lipsuri sau neîmplinirea ale dorințelor noastre sau poate mai degrabă ale poftelor noastre ne îndeamnă spre nemulțumire. Zicea Pavel 1 Timotei capitolul 6 de la versetul 7, căci noi n-am adus nimic în lume, a venit careva cu bagaje și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Credem noi asta? Sau, altfel spus, suntem noi mulțumiți chiar și cu un minim? Zicea Petru, 1 Petru 2:18, că sunt unii stăpâni greu de mulțumit, dar dacă ar fi slugi. Deci riscul și tendința de nemulțumire se manifestă și la bogați și la săraci, pentru că ea nu se datorează avutului, ci unei stări interioare. Iată ce zice Iuda în epistola sa, versetul 16, ei, deci nu-i vorba de noi, sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după pofte. Versetul 19, ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftilor firii care n-au Duhul. Și dacă vă amintiți, am citit din 1 Timotei 6:6 că evlavia însoțită de mulțumire e un mare câștig. Dar dacă nu e evlavia, numai mulțumire, n-are aderență. Mulțumirea cu firea pământească niciodată nu se asociază. Pentru că poftele omului sunt veșnic nemulțumite. Omul poftește tot ce vede, tot ce gândește, pofta ochilor, pofta firii pământești. Uite așa, ochii poftesc, gura vrea să mănânce, stomacul apoi nu se simte bine, în urmă iarăși e de vină bucătarul sau nu știu cine, și sănătatea în fond și Dumnezeu. Și este o avalanșă de nemulțumiri dacă ne lăsăm prinși în această ispită. Când de fapt am putea să fim mulțumitori și cu mai puțin? Cine trăiește la regim să se gândească la o vreme de foame, de când oricum n-ar fi altceva? Citeam despre un fermier care a ajuns foarte nemulțumit de terenurile sale, de utilaje, de muncitor și s-a hrănit cu amărăciune și într-o zi s-a hotărât să vândă ferma. A vorbit cu un agent imobiliar, acesta a făcut niște poze, a notat câteva date și într-o zi, fiindcă de acum era interesat să cumpere altceva, în schimb, a dat cu ochii exact de anunțul de vânzare a firmei sale, vând, fermă, într-o zonă bună, așa și așa, și zice, dă telefon la agent și zice, vezi că este un anunț foarte fain, o așa fermă mi-ar trebui mie, pe ce pagină, la ce număr? Și agentul îi spune, domnule, faceți glume, asta e ferma dumneavoastră. În urmă, nici n-a mai vândut-o. A reconsiderat toate cele ce le avea și a zis, da, măi, la urmă, e un relief bun, e un sol care a dat randament și utilajele încă nu sunt vechi. Și a început să fie mulțumit, pentru că mulțumirea
nu ține de elementele exterioare, ci în fond de cele interioare. Și vă rog să vă gândiți că nemulțumirea duce numai la rău. Știți pentru ce a taxat, puțin spus, a osândit Dumnezeu evreii din Egipt în drum spre Canaan? Nemulțumire, cârtire. Și pentru cârtirea care este un efect al nemulțumirii, Dumnezeu le-a rostit sentința de moarte. Nemulțumiți apoi de conducere după ce la început au fost nemulțumiți, de hrană, de drum și de toate celelalte, deși Dumnezeu nu i-a lăsat fără ajutor, i-a încercat, pentru că Dumnezeu are scopurile sale cu noi. Dar cred că cel mai puternic exemplu de contrast de mulțumire și nemulțumire este prezentat în cartea Estera, în cazul lui Haman. După ce spune în capitolul 3 că împăratul a ridicat în rang, avea avere, gândindu-ne numai la cât a făgăduit el să doneze împăratului dacă îl lasă să nimicească pe evrei. Dar scrie apoi în capitolul 5, după ce a fost invitat la ospățul Esterei, versetul 9, Haman a ieșit în ziua aceea vesel și cu inima mulțumită. Dar când a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula, nici nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu. De-abia s-a stăpânit până acasă. Bietul de el. Vorba cuiva. N-avea bilet de mulțumire să iasă cu el pe poartă. Până la poartă a ținut mulțumire. A văzut pe unul că nu se închină. Dar nu ești de mulțumit cu cât ai. S-a dus acasă și a spus, eu sunt singurul invitat. Da, dar câte vreme îl văd pe ăsta aici, nu-s mulțumit. Vedeți în ce se agăța mulțumirea lui când ne gândim la câte valori avea și ce rang deținea. Pentru că, repet, mulțumirea este o chestiune de interior. Puteți să vă gândiți și la Iona. Ăsta era pocăit, ba și proroc. Nu face Dumnezeu cum vrea el. Și merge până acolo cu starea de nemulțumire încât zice, ba mai bine vreau să mor. Iona, bine faci tu. Bine, mă mâni eu. De ce? Știam, cu alte cuvinte, nu s-a împăcat cu ideea cursului rânduit de Dumnezeu. Dumnezeu a explicat, uite, în bunăvoința mea, în bunătatea mea, am făcut așa. Domnul să se îndure de noi. Și să înțelegem, scrie în Romani 1 cu 21, că oamenii care nu i-au mulțumit lui Dumnezeu au înnebunit și s-au dedat la idolatrie și s-au îndepărtat de Dumnezeu, afundându-se în păcat. Vreau să vă amintesc întreagăt trei exemple. Samaritianul lepros vindecat de Domnul, Luca 17, versetul 16. Știți care au fost cuvintele Domnului când l-am văzut în închinare? Ceea ce cred că spune Dumnezeu de multe ori. Acesta i-a mulțumit. Iisus a luat cuvântul și a zis, versetul 17, oare n-au fost curățiți toți cei 10, dar ceilalți 9 unde sunt? Nu pe drumul mulțumirii. M-a auzit un caz când un frate a fost îndemnat de Domnul și spun aceasta ca să vedeți cât de atent este Dumnezeu dacă mulțumim sau nu mulțumim. A fost îndemnat așadar de Domnul să se ducă la o familie săracă, să-i ducă niște bunuri alimentare. A ajuns seara în apropiere cu un mijloc de transport în comun, de acolo ar fi trebuit să facă drumul pe jos, era un cartier periculos. S-a dus totuși, însă cu multă teamă, n-a mers mult pe strada aceea până când a căzut într-o gaură de canal sau ceva. Și imediat lângă el, un om l-a ajutat la bagaj, i-a dat mâna și a zis, las că te ajut eu, că și eu mă duc în aceeași direcție. Nici nu știa ce să aibă, teamă că poate fi un răufăcător sau bucurie că are un însoțitor să ajungă cu bine la destinație. Când să se apropie, i-a zis, cauți pe familia cu tare. Extraordinar, dar de unde știe? Locuiesc aici la etaj. Au urcat, au sunat, la primul apel niciun răspuns și însoțitorul acesta necunoscut zice, insistă că sunt acasă. Sună a doua oară, deschid ușa, Domnul m-a trimis la voi, uite, bagaje, ăștia au izbucnit în mulțumiri, în plâns, nu aveau ce să mănânce. Zice, cum ai ajuns, cum ne-ai găsit? Și eu zice, dumnealui m-a adus. Care dumnealui, că nu mai era nimeni?
Atunci a dat seama că a fost îngerul Domnului. S-a culcat bucuros, băi, am ajuns, a făcut un bine. Și noaptea a visat că i-a zis Domnul, te-am ajutat și nu știi să mulțumești. Ți-am trimis solul meu să te păzească și să te ajute, tu nu știi să mulțumești. Dar de ce n-a fost Dumnezeu mulțumit că, uite, a făcut un bine? Deci Dumnezeu este foarte atent dacă știm să mulțumim pentru toate lucrurile. Doamne, ajută-ne! Vă amintesc și cazul Apostolului Pavel, despre care citesc în Filipeni 4. A fost și sărac și bogat. Așa spunea el. Deci e mai interesant, zicea el, versetul 11, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea cu care mă găsesc. Asta nu e chiar ușor, e un exercițiu de raportare corectă la Dumnezeu și la situații. Știu să trăiesc merit, în belșug, în lipsă, pot totul în Hristos care mă întărește. Și al treilea exemplu este chiar al Domnului Hristos. Am urmărit în Evanghelie, când a mulțit pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu. Când l-a înviat pe Lazar, a mulțumit lui Dumnezeu. În toate împrejurările, mulțumirea n-a lipsit. Domnul făcea rugăciuni cu mulțumiri. Și notez în încheiere că mulțumirea face pe om fericit. Proverbe 15:15. Omul cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Ceilalți? De-abia din când în când. La ei sărbătorile sunt rare. Omul mulțumit are multe zile bune. Pentru că așa cum spuneam de Pavel, e mulțumit și cu o masă mai bogată, e mulțumit și cu o masă mai simplă. Să-i mulțumim lui Dumnezeu așadar pentru toate lucrurile. Asta nu doar că îi se cuvine lui Dumnezeu, dar și noi vom fi câștigați. Omul mulțumitor este avantajat în orice situație. Și să nu uităm, asta poate atunci când suntem ispitiți de vreo ispită a nemulțumirii, veșnicia viitoare ne va aduce împliniri și o fericire pe care nici nu putem gândi într-un mod suficient. Zice David în Psalmul 16, citesc de la versetul 9, de aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu locuința morții, nu vei îngădui ca preaiubitul tău să vadă putrezirea, îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feții tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Doamne, dă-ne încredințarea aceasta, că aici pe pământ mâna ta este aproape de noi, să fim mulțumitori. Și mai mult, gândindu-ne la mântuire, la veșnicia viitoare, să ne deschidem pentru mulțumire cu atât mai mult. Pentru că orice nemulțumire este de fapt o respingere, un reproș la adresa lui Dumnezeu și a cârmuirii lui în cosmos. Orice acceptare a situației, chiar când este critică, făcând-o în nădejde, ne raportează corect la Dumnezeu. Domnul să se îndure de noi și în adunarea noastră să lase o stare de mulțumire și toate acestea să se înmănuncheze și să se înalțe spre Dumnezeu. Amin.